canalul meu de YouTube Șefeli. Vom face astăzi o umplute. Dacă doriți să vedeți ingredientele și modul de preparare, vă invit să urmăriți întreg videoclipul. Avem nevoie de 120 de grame de ficat de pui pe care l-am pus la fiert în apă rece cu sare, piper și usturoi tăiat feliuțe. Să lăsăm să fiarbă timp de 10-12 minute. Și 4 ouă pe care de altfel le vom lăsa tot pentru 10 minute să fiarbă. După ce ouăle s-au fiert, le decojim și le tăiem în două. Ficățelul îl luăm și îl pasăm. Apoi, peste gălbenușuri, adăugăm treptat 30 de ml de ulei. Și luăm și amestecăm, la fel ca la maioneză. Apoi adăugăm peste ficățelul, amestecăm, apoi eu îl voi da prin sită pentru a avea o pastă fină. Separat mai avem nevoie de încă un ou, peste care adaug un pic de sare, piper și boia. Și 30 de grame de pesmet. Batem bine oul cu condimentele. Apoi dăm fiecare bucată de albuș prin ou, apoi prin pesmet și ne prăjim timp de câteva minute până când prind o crustă aurie. Le lăsăm să răcească, apoi le umplem cu pasta pe care am pregătit-o mai înainte. Eu vă mulțumesc pentru atenție, iar pentru mai multe rețete vă invit să vizitați și să vă abonați pe canalul meu de YouTube Șefeli. Eu vă urez poftă bună, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem cu siguranță la următoarea rețetă. La revedere!